Te ascunde. Mergem. În regulă. Da, din păcate, rezultatele discuțiilor nu sunt foarte îmbucurătoare. Din păcate, domnul ministru nu vrea să ne dea 25% în alegerea rectorului. A spus că o soluție posibilă este aceea ca să introducem cei 25% prin metodologia de finanțare și prin indicatori de asigurare a calității, însă aceste demersuri sunt bune într-adevăr, însă nu obligă universitatea să ne dea 25%. Adică sunt niște recomandări, sunt, mă rog, mai mult sau mai puțin respectate de către universități. În ceea ce privește frecvența obligatorie, aici atitudinea a fost ca și cum ar fi fost un pic de greșeală în lege și ne vom întâlni să discutăm pentru a seta o normă din partea Ministerului Educației, astfel încât să se clarifice situația ce se dorește prin introducerea acelui articol în lege. Adică articolul momentan introdus e foarte vag, nu spune clar ce și cum și trebuie să se dea o normă metodologică de aplicare a legii, astfel încât să spună clar că prezența este în autonomia universitară, așa cum ne-a cerut. Însă, v-am spus, cel mai prost rezultat este cel că studenții nu sunt momentan reprezentați 25% nici în Consiliul de Administrație, nici în alegerea rectorului și după discuțiile cu domnul ministru nu ne-a oferit această șansă de a fi reprezentați. O să mă discutăm cu cei care au venit din țară, cu președinții de organizații, să vedem însă, cu siguranță vom continua protestele, pentru că nu suntem mulțumiți, adică nu vom renunța până nu vom avea 25% în alegerea rectorului așa cum trebuie. Atunci mâine și voi mine, vă vedem tot aici pe trotuarul. Cel mai probabil, da, da. Așa cum mi s-a comunicat, domnul ministru, mâine este nu știu ce eveniment în Parlament. În joi, codul muncii, joi ne întâlnim din nou la negocieri. Noi ne dorim ca și mâine să reluăm de negocierile, să nu așteptăm până joi și să încerce să termine mai repede activitățile care, mă rog, sunt în afara. Voi sunteți privilegiați, ați fost singurii chemați la negocieri. Profesorii au făcut proteste săptămâna trecută. De ce? Ce crezi că a fost deranjat? De ce? Nu știu, noi sper că studenții am cam după două săptămâni de proteste, proteste care au avut un impact real, adică și domnul ministru cunoștea tot ce am făcut chiar în fiecare zi, măcar o întâlnire la negocieri e bine meritată. Dacă nici asta nu ne-ar fi oferit, atunci chiar ar fi fost lipsă de respect totală față de studenții români. Și faptul că ne-a chemat e un prim pas. Eu zic că trebuie să continuăm protestele, trebuie să continuăm cu mecanismele de presiune până obținem cei 25% pentru care am venit aici, mai ales că au venit studenți din toată țara. Deci ne vedem la proteste din nou. Ce vor face studenții care au venit din țară? Studenții ne vom întâlni undeva, vom sta de vorbă un pic, în special cu liderii organizațiilor studențești, care vom lua o decizie și ne vom face o strategie de negocieri, pentru că, așa cum mi s-a spus, domnul ministru nu este hotărât să ne dea de cei 25%. Deci mai avem nevoie de presiune și de, mă rog, alte mecanisme. Dar ce v-a zis? De ce nu vrea să ne dea? Că nu este convins că acest aspect este benefic pentru România, educație și așa mai departe. Adică la el în Franța, da, se pare că e pe alte, mă rog, alte strategii diferite de către studenți și consideră că studenții sunt atât de importanți ca să aibă 25% în alegerea rectorului. Asta a fost explicația. Și că nu e foarte convins. Așadar, trebuie să-l mai convingem în stradă, dacă vreau. Cu plăcere!